Bună ziua, sunt Roxana Cinci și vă prezint știrile. Legea mărește poporul român. Suntem 30 de milioane, cu tot cu daco-români, cu țovlahi, fărșeroți, români, etc. Reprezentanții autorităților locale au vizitat localitatea Șușara pentru a marca încheierea lucrărilor la capelă. La Vârșeț a început astăzi cea de-a 10-a ediție a Zilelor Medicinei Generale. În cadrul concertelor umanitare organizate la Centrul Millennium au fost adunați 50.010 dinari meniți tratamentului lui Lav David Miroslavievici și Dragan Matici. În piața centrală a orașului a fost marcată Ziua Internațională a Activității Fizice. Mâine cer predominant senin. Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege pentru modificarea legii 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni în sensul de a fi precizate principalele etnonime cu care sunt denumite persoanele de origine română și care aparțin filonului lingvistic și cultural român care locuiesc în afara granițelor țării. Președintele Comunei Vârșeț, Cedomir Zhivkovici, împreună cu colaboratorii, a vizitat astăzi localitatea Șușara cu ocazia încheierii lucrărilor la capelă. Au fost investiți peste 2,4 milioane dinari proveniți din bugetul comunal. Comuna Vârșeț este pe cale de a realiza obiectivul propus și anume ca fiecare comunitate locală din Comuna Vârșeț să beneficieze de condiții civilizate când este vorba despre înmormântări. Până în momentul de față au fost construite capele la Pavliș, Izbiște, Ulma, Plaicovăț, Coștei, Gudurița, Jamumic, iar în curs de finalizare sunt și capele de la Velicostrediște și Marcovăț. Toate lucrările au fost finanțate din bugetul comunal, cu excepția capelelor de la Izbiște și Ulma, unde resursele comunale au fost suplimentate cu cele provenite din autocontribuție. Capela din Pavliš a fost finanțată exclusiv din autocontribuție. Mi smo na, što bi rekli, nekako i na pola puta da svako selo dobije kapelu. Na izgled to je nešto što bi trebalo da bude zaista potpuno normalno da svako selo ima svoju kapelu, da svako selo ima svoju ambulantu, da imamo apoteku i da na taj način omogućimo da život građana na selu bude barem približno isti kao što je u gradu. Šušara je jedno divno selo gde žive zaista sjajni ljudi, vrlo lepo, vrlo organizovano, vrlo lepo održavano i ja zaista želim da to tako dalje bude i da vi tako nastavite i uvek ste imali puno ideja, opština je tu da vam izađe sa jednom podrškom i da te ideje koliko god je moguće zajednički efikasno realizujemo. Poštovani prijatelji, ovo su projekti koji utiču na kvalitet života ljudi u našim selima i mi ćemo se truditi da u svim selima završimo sa izgradnjom kapela, pošto je to jedno civilizacijsko dostignuće. Isto tako, opština Vršac će nastaviti da ulaže u svoje sela. Znam da je Šušara jedno od najlepših sela i mi ćemo se truditi da stvorimo uslove za razvoj turizma ovde, to pre svega mislim na snabdevanje električnom energijom, mislim na sređivanje puteva i mislim na bolje održavanje puteva tokom zimskog perioda, pošto mi ovde imamo jedan izuzetno veliki problem kada smetovi dostižu po 2 do 3 metra visine. U svakom slučaju, u narednom periodu i ovi koji su do sada radili u savetu mesne zajednice i oni koji će od sada raditi, će imati punu podršku opštine Vršac u realizaciji svih potrebnih projekata kako bi ljudi ovdje živjeli bolje. În sala centrului Millennium a fost inaugurată astăzi cea de-a 10-a ediție a Zilelor Medicinei Generale din Voivodina. Organizatorul evenimentului este Departamentul de Medicină Generală a Asociației Medicilor din Voivodina și a Uniunii Medicilor din Serbia sub patronatul Comunei Vârșeț. În cadrul sesiunii care este acreditată de către Consiliul Medical al Serbiei, au fost organizate două simpozioane. Astăzi a avut loc primul dintre acestea, intitulat Stările acute și urgente în medicina generală. Pentru ziua de mâine este planificat simpozionul Deficiențe mentale și neurologice din punctul de vedere al medicinei generale. Este așteptată participarea peste 500 de medici din întreaga Serbie.
10. jubilarni Vojvođanski dan i opšte medicine organizuju se u našem gradu. Nama je izuzetna čast da je to baš ovde. Prijavljeno je za danas i sutra oko 500 učesnika, to jeste lekara opšte medicine. Na naše veliko zadovoljstvo i ja se nadam da ćemo se, mi smo se potrudili da ih ugostimo i da ćemo biti dobri domaćini kao i uvek. Prvi put se dešava u Vršcu i zato malo možda sad imamo veću tremu, ali u suštini nadam se da će sve proći kako treba. Uglavnom u većim gradovima u Vojvodini je ovaj bilo. Zadnji put mislim da je bilo u Subotici. I eto, doktorka, predsednica sekcije je bila u Domu zdravlja, obišla je naš grad i misli eto da bi ovaj 10. jubilarni trebao da se obeleži u našem gradu. A ovo je jubilarni, jer je 10. i okuplja lekare iz cele Vojvodine, ima isključivo edukativni karakter da bismo proširili naše stručne vidike, obogatili naša znanja i unapredili zdravstvenu zaštitu koju pružamo našim pacijentima. Novo predsjedništvo novo je dalo sebi u zadatak. Do sada su se Vojvođanski dani održavali isključivo u Novom Sadu, ali ja kao predsjednik predložila sam i prihvaćeno je na predsjedništvu da krenemo širom Vojvodine, da afirmišemo male sredine, druge domove zdravlja i lekare koji tamo rade, a i gradove u kojima budemo. Tako da je prvo bilo u Zrenjaninu, zatim u Subotici i evo nas danas u Vršcu. Mi smo danas evo domaćini ovde, znači, hajde da kažem, ne samo Vojvodini, nego celoj Srbiji. Veoma nam je drago što je grad Vršac izabran za jubilarnu godinu. Znači, prošle godine u Subotici je bilo, pa su odabrali grad Vršac, što smo mi sa zadovoljstvom prihvatili i evo, tim povodom se danas i nalazimo ovde. Naravno, ovo je jedan vid i drugarstva, prijateljstva, razmena iskustva, znanja i naravno promocija našeg lepog Vršca i nadamo se da će sve naše kolege, koleginice i svi ostali gosti lepo da se provede kod nas i da oni koji prvi put dolaze ovde kod nas, da neće biti prvi put, nego će videti sve lepote našeg grada pored jednog dobrog predavanja koje ćete imati prilike da vidite, da će naravno i po drugi put da posete naš grad. Eto, još jednom da izrazim veliko zadovoljstvo što smo upravo mi domaćini jubilarne godine, znači simpozijuma. I naravno za sve ovo imamo i čast mi je da kažem da nam je opština izašla u susret, Skupština opštine, i da nam je pomagala maksimalno u organizaciji 10. jubilarnih dana, Vojvođanskih dana opšte medicine. În cadrul concertelor folclorice cu caracter umanitar, care au avut loc în centrul Millennium timp de două zile, au fost adunați 50.010 dinari meniți tratamentului lui Lav David Mirosavljevici, în vârstă de 5 ani, și Dragan Matic, de 6 ani. Banii vor fi însoțiți de chitanțe și vor fi donați familiilor în proporție de 50% pentru fiecare, acestea fiind necesar în vindecarea celor doi copii. Asociația Sportivă Vârșeț, sub patronatul Comunei Vârșeț, a marcat astăzi Ziua Internațională a Activității Fizice. Manifestarea a avut loc în Piața Sfântului Teodor din Vârșeț. Au participat colaboratori de specialitate din cadrul cluburilor fitness din Vârșeț acreditate, Clubul Fitness 8, Zona Optimisma și Clubul de Fitness Millennium. Mâine, vremea va fi însorită. Vântul va sufla moderat din sectorul sud-est. Temperaturile se vor încadra între 12 și 27 de grade Celsius.
Dinarul a înregistrat o descreștere în raport cu euro în valoare de 0,2%, cursul mediu fiind de 110,99 dinari pentru un euro. În același timp, dinarul este mai puternic față de euro cu 2,5 comparativ cu începutul acestui an și 0,8% raportat la luna precedentă. Cel mai scăzut curs a fost înregistrat pe 12 martie, când un euro a fost cotat la 112,36 dinari. Acestea au fost știrile, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi bună și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!